Vă salut și eu, stimați prieteni, dragi urmăritori de pe acest canal. Subiecte interesante chiar din prima zi a lunii septembrie. Rămâneți aici pentru aproximativ 10 minute, fiindcă știți ce pierdeți. Știți ce pierdeți? Pentru că eu dau în scris că o să vă placă ce urmează în următoarele minute. Subiecte interesante, precum v-am spus, vom vorbi și despre campania electorală, vom vorbi despre semnificația lunii septembrie în calendarul lunilor, iar apoi, spre final, o să aflăm cam cu cât se mai vinde un berbec într-o țară în care turma de oi este la putere. Așadar, mulțumesc frumos pentru că ați venit iarăși pe canal, mulțumesc pentru că ați dat like, mulțumesc pentru faptul că îmi scrieți la comentarii. Știu că nu e o muncă ușoară, știu că și eu mă ocup cu scrisul din cele mai vechi timpuri, dar pentru faptul că vă faceți timp să butonați tastatura, vă dau și eu un big like și mulțumesc pentru faptul că ați spus clopoțelul să sune de luni până vineri de la 10 dimineața. Ne întâlnim aici pe canal. Așa cum spuneam, azi este 1 septembrie, denumită în popor această lună pe care o începem răpciune. Am tot stat și m-am gândit, acum înțeleg, aia ai gustar, aia ai cuptor, de asta de la ce vine răpciune? Că eu am auzit mai de mult când era teatru de la TV, teatru la televiziune. Mi-a rămas cuvântul ăsta în minte, pe vremuri. Era piesa lui Caragiale, O noapte furtunoasă. Și acolo jupânii Pingescu îi citea ziarul lui jupân Titir că inimă rea. Și așa începea să citească 5C pe 27 Răpciune, din vocea Patriotului Naționale, editorialul tânărului Rică Venturiano. Răpciune, răpciune, răpciune. Vedeți că și atunci se făcea politica toamna. Probabil că era ceva campanie electorală. Și am mai căutat eu pe net, am întrebat în stânga, în dreapta, dar pe cine să întreb, ci că răpciune, bref, pe scurt, răpciune, denumirea din poporul acestei luni septembrie, vine de la ceva latină vulgară, care s-ar traduce prin culesul viei. Nimic mai potrivit. Ce facem în septembrie? Culegem via. Deci o lună pan culegem via, 11 luni pan nu mai bem. Dacă nu avem vin, bem orice. O lună care reflectă într-adevăr simbolul și starea de spirit a poporului român. Că de-aia Traian Băsescu, băiat inteligent, băiat cu cap. Ce slogan și-a pus el acum când candidează iarăși la capitală? Traian Băsescu, revin la primărie. Păi din comuna Murfatlar, din patria vinului, ce slogan să-și fi pus? Revin la primărie. Dacă ar fi candidat, dar nu-i dă voie Constituția, așa cum i-a dat lui Neanelu Iliescu, dacă ar fi candidat pentru scaunul de la Cotroceni, probabil că Traian Băsescu avea sloganul Traian Băsescu, re-whisky la Cotroceni. Re-whisky, mai bine să meargă la primărie și să bea acolo un vin, că pentru Cotroceni, dacă ar fi în campanie, nu i l-am mai dat pe domnul Boc, îi dea nost, îi dea ci din răchițele, își vede de treabă, îi cum să cade, acum iese iară primar, că cine să-l contracandideze, că noi, ardelenii, nici nu știm până la urmă câți contracandidați are, 13, 12 sau 11. Că mai este un contracandidat, un rival în campanie pentru domnul Boc, care și-a pus morții pe liste. Nu mă, serios, morții ori semnat că-s de acord ca el să înceapă campania electorală. Pe undeva mi se pare normal. La ce situație strigătoare la cerere în România și morți ar ieși din morminte ca să voteze mai corect decât votăm noi aia vii. Sau cine știe, oricum de morți trebuie să avem grijă că undeva într-o țară de asta mai exotică e un ritual. În luna august, ați văzut, dezgroapă morții din familie, stau de vorbă cu ei, le dau haine noi, le pun câte o țigară în ciuc, câte o vodcă. Asta înseamnă cultul morților. Cum era bancul ăla dinainte de 89, care e deosebirea între Burebista, parcă, sau Decebal și Ceaușescu. Păi ăla dinainte practica cultul morților, Ceaușescu, moartea culților. Dar uite că am divagat, cât e paranteze am deschis vorba maestrului Piersic. Deci domnul Boc să rămână aici, îi va fi ales și la al 17-lea congres, o făcut o grămadă în Cluj, ne face și metrou. Acum, nu a apucat el să facă metrou până în 2020, poate nici până în 2080 nu o să apuce, dar ne-a băgat trotinete. Trotinete, pe cuvânt, calci pe ele ca pe rahații de câine din parc. Atâtea trotinete electrice și electronice avem, e ții mai mare, dragul.
eu când le văd le-aș arunca în someș. Dar despre asta, într-o altă discuție, ce va avea loc sau nu. Dar e bine de știut. Deci, da, Băsescu cu un slogan care te ține așa, cu gâtul ud. Că sunt atenți acum în campanie, gagii, ați văzut ce atenți, cum ne perie, cum ne întreabă ce dorim. Au ochii mari deschiși asupra noastră, au urechile foarte ascuțite, aud doleanțele noastre, dar cum câștigă un fotoliu destul de mic? Nu contează, devin surse la dorințele noastre și la necesitățile noastre până la urmă. Ei, de-ar rămâne așa și după aia. Că e un cetățean, un om sărman din Bacău, da? Nevăzător dovedit, cu acte în regulă, ireversibil. Ce face statul român prin onor aleșii săi, îl poartă prin comisie, acum în plină pandemie, îl poartă prin comisii să-l verifice dacă nu cumva i-a venit văzul. Nu-l-i rușine? Nu-l-i rușine? Că frică știm că n-au. Frică știm că n-au. În alt ordine de idei, un medic de la Spitalul de Arș din București a luat de 16 ori mită, pentru operațiile pe care le făcea în incinta acelui spital. Da? El punea țâțe, repara nasuri și fese într-un spital de Arș, da? Din fondurile statului, din fondurile alocate acelor pacienți. Și te mai miri? Te mai miri de ce se întâmplă în România? Nu te mai miri. A nebunit lupul. Marco Bello a făcut o declarație într-un ziar din Ungaria. Zice, Ardealul nu mai poate fi niciodată al Ungariei. Pe scurt, așa, căci că deja sunt prea mulți români în Ardeal și n-are rost, nu se mai pot alipi. Ce l-o fi apucat pe ăsta? Că s-au inflamat spiritele, știți, când e vorba de naționalism și dintr-o parte și din alta. Bref, pe scurt, fiind treaba, e 1 septembrie și, nu știu, din cauza asta sau din alta, Ungaria și-a închis granițele. Mai poți tranzita, dar nu mai poți intra acolo, Ungaria, de frică să nu vină secui. Să nu vină secuii toți să intre acum, că au zis Marco Bello, bă, nu se poate alipi Ardealul, vin toți secuii. Ce politicianisme, domnule. Cert e că după declarația lui Marco Bello și după hotărârea luată de guvernul ungar, socră mea s-a exilat în bucătărie, își gătește Macoș Baramfe, iar eu sunt la Sovata, să vedem ce se întâmplă acolo. Cine face armata, cine e cu tata. Ei, bine, din cauza pandemiei au închis porțile și până la urmă o să intrăm noi într-o normalitate. Nu știm când, dar să începe. Să începe, vorba lui soacră mea. Granițele se închide, restaurantele se deschide. De astăzi ne așa, mergeți un pic, socializați cu distanțarea de rigoare, da? Că nici nu mai știi ce să-ți mai gătești acasă. Mă ieșim la un restaurant, măcar o dată, la 2-3 luni, să mai vedem ce e în trend în cooking. Apoi de fast food-uri m-am săturat. M-am săturat că un lanț internațional de fast food-uri scoate acum carne la imprimantă. La imprimantă 3D scot carne. Bă, da, e lanțul ăla cu aripi picante. Nici până acum nu era nu știu câtă carne, dar acum măcar îți spun că o scot la imprimantă. Îți dai seama că mergi acolo la fast food, nu mai zici 3 porții, zici 3 copii. Că scot la Xerox, scot mâncarea la Xerox. Dacă cer ceva prea picant, zice, stați 2 minute să se răcească tonerul. Se răcește tonerul. Iar meniurile crispy vor fi un pic problemă. Pot să zgârie imprimanta, ai de cap. Eu am ajuns să mâncăm din imprimante, carne din imprimantă, 3D. Dar pe ce să mănânci carne de berbec? Îți permiți carne de berbec? Ci că în Scoția un berbec a fost vândut cu 400.000 de euro. 400.000 de euro. Nu știu, nici Ianis Hagi nu a fost vândut cu atâta în Scoția. Băi, i-a zgârciți. Cum să dai 400.000 de euro pe o paricopitată mițoasă? 400 de... Păi zice, dacă e un berbec bun de prăsilă. Un berbec bun, zice, toate dealurile din Scoția le umplem cu mioare. 400.000 de euro, un berbec de prăsilă. Au zis și Cristi Borcea de știrea asta și zice, eu mă duceam din respect pe jumătate din bani și cred că făceam o treabă mai... asta e. Mulțumesc frumos de urmărire, nu uita să-mi scrieți aici, să-mi comentați, să stăm de vorbă la comentarii și să mai spuneți lumii să intre pe canal, că pe canalul ăsta nici nu te uzi, nici nu te împotmolești, dar poate ai șansa să zâmbești.
Nicu Bendea vă mulțumește de atenție, să ne vedem cu bine și mâine!